În autonomie găgăuză continuă implementarea proiectelor de infrastructură. De această dată, motiv de sărbătoare au avut locuitorii comunii Congascic, unde a fost reabilitat un drum de 1 kilometru și a fost pavată partea carosabilă. Proiectul a fost realizat de echipa bașcanului Evgenia Guțul cu sprijinul omului de afaceri Ilan Șor. La deschiderea oficială a drumului s-au adunat 10 de localnici. Copiii au fost întâmpinați de personaje din desene animate, cu muzică și dansuri. Prezentă la eveniment, bașcanul Evgenia Guțul a remarcat că toate proiectele sunt implementate pentru a crea un viitor cât mai bun pentru tânăra generație. 3, 2, 1, ura! Încă o dată поздравляем всех жителей села Конгащик. Неприятно побывать в вашем селе. Îmi face plăcere să vizitez satul dumneavoastră. Acesta este al treilea drum pe care l-am reconstruit aici pentru voi. De asemenea, continuăm alte proiecte de infrastructură, dar implementăm deja și proiecte socio-economice. Vom face tot ce am promis în campanie electorală. De asemenea, vreau să remarc că toate proiectele sunt realizate din bani extrabugetari datorită sponsorilor noștri. Vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați salutat mereu călduros și frumos. Aș dori să menționez că aceasta nu este ultima noastră întâlnire. Ne vom vedea de multe ori. Consilierul bașcanului Pavel Verejanu a declarat că, în ciuda dificultăților care apar datorită muncii coordonate a profesioniștilor din echipa Evgeniei Guțul și cu sprijinul lui Ilan Șor, nivelul de trai în Găgăuzia este din ce în ce mai bun. Acest proiect de reabilitare a drumurilor este un proiect foarte important pentru toată lumea, pentru adulți, pentru tineri și, bineînțeles, pentru copiii noștri iubiți, pentru că le oferă posibilitatea de a merge cu bicicleta și rulele. Acest eveniment va bucura toți sătenii, mai ales copiii. Noi, ca părinți, ne dorim acest lucru pentru noi înșine și pentru ceilalți. Cuvinte de mulțumire au adresat echipele lui Ilan Șor, fostul primar al localității, Dmitri Ichizli, și noul primar, Evgenii Tucan. Спасибо вам за то, что в особом порядке. Vă mulțumesc! În prima etapă a proiectului am construit 4 km de drum în Congascic. Aproape nicăieri nu s-au făcut atât de multe. Am reparat străzile cele mai dens populate, am făcut multe și mai sunt încă multe de făcut. Vreau să-i mulțumesc Evgeniei Guțul pentru implementarea tuturor proiectelor în satul Congascic. Am promis și vom lucra asidu pentru binele comunei. Sunt sigur că autoritatea locală centrală este și ea cointeresată de acest lucru. Acest proiect, la fel ca și multe altele, a fost posibil datorită finanțării extrabugetare și sprijinului omului de afaceri Ilan Șor, care la fel a adresat un mesaj de felicitare locuitorilor comunei. În pofida tuturor provocărilor, noi ne vom ține de promisiuni. Scopul nostru este să creăm în Găgăuzia un plai de vis. Mulțumesc tuturor! Locuitorii din Congascic menționează că îi bucură mult schimbările din ultima perioadă. Potrivit lor, viața de zi cu zi a devenit mai confortabilă. Amintim că în ultimele luni, în comuna Congascic, au fost implementate 3 proiecte de infrastructură, fiind renovați 4 km de drum.